dragi prieteni, am revenit, domnule primar. Am zis strada Cărămidăriei, cireașa de pe tort. Am fost astăzi pe ea, avem imagini. Rog colegii să dea drumul la imagini. Haideți să comentăm. Arată ca după ca multe alte străzi din Târgu Ocna sau din România asta de oriunde am merge, care n-a fost asfaltată. Sunt multe străzi neasfaltate. Sunt din 65 de kilometri de străzi în Târgu Ocna, avem jumătate, 30 de kilometri de asfalt. Uitați-vă, aici a fost o intervenție la apă. A, de asta era plin de apă, domnul primar, da. Că nu știam ce ați spus. E o avarie la apă, e o avarie la apă și a fost cât de cât. Da, dar în zona avarii e neplăcută treaba. Am văzut în zona avarii neplăcută, acum a rămas între cele două străzi, Vișoara a fost rezolvată. Gălean la fel face legătura între cele două străzi și va trebui, e trecută și ea în proiectul nostru de străzi de cartier. Da, se vede, deci ziceți că se va face, probabil, de acum la vedeți anul. Vedeți că ea a fost cât de cât este aranjată, în regulă. Numai aici unde a fost avarie. Acolo este... o să ajungem imediat în zona aceea și vedeți cam cum, într-adevăr, băltoace, chestiuni aici, da, deja. Suntem în discuții acum cu cei de la, uitați, aici a fost, da, avaria. Se vede. Cu cei de la CRAB, ei vin, intervin, nu dar repară. Nu e, știți cum e, prin contract nu sunt obligați să lase. N-au, doamnă, capacitatea să facă. Uitați, da. Sunt câțiva oameni aici la Târgu Ocna, ei nu au, cum vedeți, de acolo, de la avarie, a distrus totul până la unde s-a și vine primăria ca o bună, nu? Pe da, și venim și facem toată strada acum. Pe banii târgovnenilor, că nu așa se face treaba. În loc să faceți alte chestiuni, facem și asta, că na, uitați, ei nu știu să... Până să în drumul principal până e. Până strada, da, Vișoară, da, da, așa este. E neplăcută chestiunea aceasta, strada Cărămidăriei. Poate oamenii or să înțeleagă că... Dar este un subiect de discuție pentru CRAB. O să dăm imaginile care le-ați făcut dumneavoastră, o să le trimitem și lor. Dacă ei consideră că așa se poate vedea, știți, să avem atâtea probleme cu CRAB-ul. Noi plătim chiria la rezervorul de apă pentru că așa s-a încheiat contractul în 2010. Fiecare cetățean își plătește apa, dar când ei fac atâtea necazuri... Și apa, de exemplu, care se pierde, cine o plătește? Dacă e din coloana principală, nu o plătește nimeni. Sunt pierderile societății. Am înțeles, deci nu le impută. Nu le impută, dar vedeți că la bloc și peste tot au ei grijă să mai treacă acolo un coeficient, ah, pentru că și-au pus la intrare în bloc. Este o discuție pe care o avem acum. Știți că și data trecută am intervenit cineva, doi cetățeni. Da, da, da. N-am reușit în această săptămână să rezolvăm această problemă. Sunt discuții. Am chemat pe cei de la Târgu Ocna și vreau să pun în discuție această problemă. E o diferență între apa consumată la intrare arată, în bloc. Uite cum arată, uitați, drum. De acord. Așa s-a făcut în câteva zile când a curs apa acolo, 2-3 zile, până au intervenit ei. Ce s-a întâmplat? Ei au montat contori la intrare în bloc. Așa. Și sunt contori în fiecare apartament. Diferența între contorul de la intrare în bloc și contorii citiți, ei o pun ca și consum și o pun la cei buni platnici, adică la cei care citesc și adică vin cu indexii. Adică cei care și plătesc. Exact, care și plătesc. Și asta este o problemă, nu e în regulă, sunt mulți plecați, sunt care nu vor să dea contorul, care nu vor să lase să citească contorul. Și aici va trebui să stabilim ordine, pentru că nu se poate așa. Avem pregătit, am luat imagini cu Casa de Cultură, rog colegii să dea drumul la imagini așa pe ultima 100 de metri, domnule primar, da, vă uitați și la ceas, văd că să știm exact cam cum stăm, cum vă gestionați răspunsul. Dacă e să dăm asta, când va fi finalizată? Vă întreb niște lucruri care nu țin, da, de dumneavoastră. Și dumneavoastră, termenul de finalizare 19.09.2018. Deci avem acum... Deci suntem în grafic. Sunt 2 ani și în 2018. Da, suntem în grafic. Da. Da, ieri au fost constructorii, azi am vorbit cu constructorul aici și Compania Națională de Investiții este finanțatorul. Aici avem o situație specială, contractul încheiat direct de Compania Națională de Investiții, deci, constructorul. Deci nici măcar cu oate Târgu. Da, noi aici avem predată zona aia. De la pânză, dincolo, trebuie să ceri voie să te duci pe șantier. Da, noi n-am intrat că... Da, oricum, au rămas ușile, geamurile care vor să mai trebuie să făcute, mai este o parte care trebuie să făcute și s-au adus echipamentele. Noi sperăm ca până la sfârșitul anului să se poată termina această lucrare care s-a făcut destul de greu, dar este a mers bine greu, că s-a făcut. Așa este. A mers foarte greu pentru că toți constructorii au probleme. Nu au muncitori, nu au cu cine face. Au licitat acum 4 ani. Au licitat cu niște prețuri. Cu niște sume derizorii și acum... Și aici sunt problemele care sunt în toată țara, trebuie lămurite la un moment dat.
Dacă durează atât de mult o construcție, vă dați seama că nu mai poate nimeni să încadreze în costuri. Că în loc să facem cât mai multe, să terminăm, să lucreze la un ritm, un foc asta automat... Asta a fost și discuția cu constructorul astăzi. Dacă termina de anul trecut drumul Salinei, da? Și se putea termina, nu mai aveam discuțiile care sunt da, acum, alte este. Costuri, alte materiale, prețuri la materiale. Da, nu da. Mai era atâta stres? Bun, sigur, și nu erau atât discuții fără rost. Da, da, da. Pentru că întotdeauna când nu merge treaba, cineva profită. Speculează acolo vine și să vedeți că am fost eu, că aici nu am mai intervenit. Aici a greșit cine? Vremea, nu, soarele, nu. A bătut pe o parte. Aici n-a mai venit nimeni să aducă bani de 2 ori, de 3 ori, nu, nu. Nu, nu, nu. Poate nu. Să găsește cineva să mă aducă. Dar nu că aici nu aveți, nu emite cum e ordine de plată pe UAT Târgovna. Da, dar nu emite pe UAT Târgovna. Nu, nu, aici nu văd, dacă eventuala compania de investiții. Toată vara a vrut să se preia contractul, știți, tot s-a încercat, preluarea contractului, facem noi, verim noi, nu s-a putut prelua. Nu e normal, nu e legal să preia, știți, dar așa s-a început, știți că primele afirmații așa au fost făcute. Am stabilit. Luați acest contract, dispoziția a fost de la partid, preluați contractul, luați-l Consiliul Județean, luați-l, luăm noi, facem noi. Nu s-a putut. A rămas tot. Eu când v-am spus, domnule primar, că tot Târgovna o să-l facă. Da, uite, că eu nu v-am crezut. Având atâtea promisiuni, am zis că, domnule, să vezi. I-ați crezut pe cuvânt. Am crezut că trebuie să-i mai credem. Ați văzut ce a spus Dima, mă, dar se poate. Noi am ales oameni care vin să ne mintă. Păi, toată lumea a crezut. Și eu am crezut la fel, doamnă. Pe când îți vine un ministru de finanțe și spune... Ne vom bucura de urmă. Pe dumneavoastră n-ați văzut unde nu s-a vorbit de Târgovna. La Dofteana se vorbește de Târgovna, la Bacău de Târgovna, la București de Târgovna. E, e bine, e bine. Păi e bine că se vorbește, da. Pe la urmă am dat banii din bugetul local și am... Cu atâtea ajutoare a zis mai bine rezolvăm noi problema, că nu s-o știe. Cine știe, mai tergiversăm așa și aparate. Dar totuși mă gândesc că poate intervențiile care au fost făcute, ne trezim acum că să mai face o rectificare, am înțeles, săptămâna asta așteptam, pe PNDL și poate ne trezim și noi. Că Târgovna, orașul Târgovna, datorită intervențiilor politice... De guvern, datorită intervențiilor politice făcute de și de... Și da, de... Și de, da, nu știm cine, cei care au zis că au adus de 2 ori... XYZ, așa era la matematică. Da, 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 cu destinație specială pentru drumul Salinei se va acorda o sumă de... Și da, atunci, în quantum atunci de... promit că voi veni și voi spune, uitați... Poziția Ghiocel, domnul primar, da? Da, Ghiocel și o să vin și o să spun, salvatorii orașului Târgovna și a drumului la Salina sunt... XYZ. Dar până atunci nu putem spune atât timp cât documentele spun altceva decât afirmațiile care se fac. Da. ANLU, am văzut, se lucrează la foc automat. Nu se lucrează și din câte vedeți și dumneavoastră, că știți, e greu la noi, dar când te uiți că prejurile și mai greu... crește inima. Da, la Onești s-a oprit, la Măinești s-a oprit, mai uitați la noi. Ma, sigur, copiați imediat, la termen vă duceți prima dată. V-ați prins. Sunteți, da, ca o soacră de aia rea. Asta este, păi mi-a zis domnul astăzi la drumul de la Sanil la inginerul, zice, doamnă, dar vedeți chiar pe toate, din păcate. Da, 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 este rolul dumneavoastră și bine să vedeți. Arată frumos pe exterior, mai avem chiar ceva la interior. Chiar frumos și l-aș putea adăuga și pe interior, de exact. Spațioase. Nu și-a rugat nimeni merit aici, nu? Nu, n-a venit, încă spună, nu, încă nu, dar nu-i târziu. Dar nu-i târziu. Dar nu-i târziu. Haideți să fim optimiști. Păi să vedem a cui... Păi nu, urmă, păi da. Cu siguranță când o să se termine o să fie meritul cuiva. O să fie meritul cuiva, da. Aici banii nu s-au primit de mai multe ori, cumva, nu. Nu, n-am auzit încă discuții, dar ținem urechile ciurite că s-ar putea să fie. Da, s-ar putea să n-apară cineva. Glumim, glumim, că mai trece altfel timpul. Da, doamnă, cu bune cu rele, vreau să spun că am spus într-o emisiune că chiar merităm nota 10 și eu afirm acest lucru, pentru că sunt atâtea proiecte și data viitoare, dacă vreți sau când doriți dumneavoastră, putem face o analiză a proiectelor pe faze, da? Și să știți că chiar s-au făcut lucrări importante și nu-i meritul numai al meu. E meritul, pe milioane alea de euro spun ceva. Sigur, meritul echipei din primărie și chiar este o echipă specializată, tineri și mai puțin tineri, dar motivați și dacă am putut noi să absorbim sumele acestea, o localitate de mărimea noastră și cu resursele pe care le-am avut, chiar merităm nota 10, așa cum unii și-au propus să mai ne critique. Și foarte bine, da, e, vedeți foarte că aici bine, e, problema, e foarte bine. Că nu găsesc și 1% lucruri bune. Toate sunt rele pentru unii. Da, până la urmă, eu zic că sunt lucruri bune, că s-a spus, domnule primar, trebuie să recunoașteți. Noi s-au adus milioane de euro în orașul Târgovna. Asta sigur, e lucru bun. De acord. Și sigur că nu le-a adus nimeni pe sus, au venit, așa zburau și ați întins mâna după ele. Le-a adus în buzunar și le-a dat în caseria unității. Nu, a trebuit, nu. Deci, ca să ne înțelegem, trebuie să facem, în primul rând, o idee dacă o ai. Nimeni nu-ți dă bani.
În lumea asta nimeni nu dă bani. Da? Dacă faci un proiect bun, apoi te duci și cauți finanțare și poți să obții finanțare sau nu, funcție de punctajul pe care îl obții proiectul. Corect. Și aici este muncă și după ce obții finanțarea, începi să execuți și dacă n-ai executat și n-ai terminat, constructorul nu plește niciun bani. Și mai bani. E un lucru, sunt atâtea verificări la fondurile europene, domnule primar, nu știu, poate nu ați avea dumneavoastră o umbrelă așa numai, magică doamna, care vă acoperă. Nu numai la fondurile, peste tot sunt verificări. Normal, e vorba de bani. Oamenii sunt derutați când aud că unii au așa bani în buzunar de câte ori vrei mai. O dată, de două ori, de trei ori. Noi îi dăm. Da. Da. V-ați văzut și relații între constructor, că reluăm iar problema, relații între constructor și deputat și europarlamentar. Sunt e întâlnir. Bine, domnule, e, doamne, bine, e bine că se întâlnesc. Se întâlnesc la ore din noapte, fac din mână unii bine, la alții. E bine, foarte bine, să facă, doamnă, dar să întâlnească oriunde, dar nu pe semnătura mea, doamnă, sau pe semnătura altor persoane din primărie. Acolo e o echipă care tremură în fiecare zi, doamnă, noi ne întâlnim zilnic aproape. Și astăzi am avut acolo o situație și am zis, ce facem, că noi semnăm. Nu vine păi nimeni nu se să poate, dea vă dați seama, pe partea juridică, da? Noi ne întâlnim toți. Deci partea juridică, partea tehnică, partea economică, toți ne întâlnim acolo, diriginții, șantieri, toată lumea. Am stat astăzi și am gândit, noi ce facem? Cum semnăm? Ce punem? Cum? E bine? Nu e bine? Pe vedeți, constructorul când a găsit problema care a zis tot dumneavoastră, sigur că ne-am s-o la cunoștință. Dumnezeu, trebuie să mai sap un metru și jumătate. Și cine plătește, domnul primar? Stați, domnul, un pic. Problema era, face sau nu face, da? De acord. Și eu trebuie să spun, domnul, nu fă că a promis cineva 78% până la sfârșitul anului. Domnule, dar a venit cineva și a zis, pa, dragă, ne întâlnim în Cismigiu, hai fă repede, că am promis eu partidului. Cum să ia asemenea chestiuni? Cum? Să ia, vină ea să spun acum ce a promis atunci. Domnule, nu faceți, nu scoateți pământul, că am promis eu partidului și superiorului meu că termin repede drumul. Să vină încoace. A venit la noi și ne-a întrebat ce facem. Și a spus, domnule, executați ceea ce trebuie făcut. Scoateți un metru jumătate, doi dacă trebuie scoși de acolo. De unde, doamne, era să știe și proiectantul? Toată lumea spune că n-a prevăzut proiectantul, n-a prevăzut studiu-geo. Ați văzut ce era acolo? Pe 2 metri pătrați trebuie să scoată la 1 metru jumătate. Cine știa că e acolo? Că fac și ei foraje în diferite zone. Drumul acolo a fost zonă industrială, n-a fost un drum pe câmp. Știți cum se mai fac în zonă, la noi, prin localități? Faci pe câmpul, n-a fost niciodată drum, mai scos, ai pus, ai făcut. Ați văzut, conductă de apă, conductă de saramură. Se întâmplă chestiunea asta și atunci ce să facem noi? Să ținem cont de cine spune partidul sau nu, de cine nu, spun tehnicienii? Lucrurile trebuie făcute ca să rămână, să dureze da. Pentru generațiile viitoare. Și mă bucur viitoare. Că ați văzut filmările alea acolo și ați văzut despre ce e vorba. Așa deci e ușor să ne pozăm așa și să venim ca să la, dăm capătul, bine la capătul podului cu presa după noi și spunem am venit și am rezolvat. Da. Și mă bucur că veniți. Noi luați, mergem noi, primar, că doamne, asta e rolul nostru. Luați și interviuri la cetățeni, vedeți ce... Ce sau, eu nu spun că s-au făcut toate bune, vedeți și asta, da, nu toate oamenii sunt comentează, dar nici nu contra. Poți așa să vii, să arăți numai ce e rău, rău intenționat, nu găsești nimic bun într-o localitate. Și, bă, nu-ți fă de râs. Da, în clipa în care au zis că s-au adus milioane de euro, sunt lucruri bune. Da, doamnă, dar nici nu poți să vii să spui că nu s-a făcut nimic, că primarul, că echipa, că deci primarul zice echipa care are acolo, că eu sunt o singură persoană. Da, și asta este adevărat. De ce trebuie să scoateți în evidență lucrurile așa cum sunt ele în realitate. Dar nici numai cele rele, cum nici numai cele bune trebuie scoase, ci toate. Da. Eu cu regret trebuie să vă spun acum că s-a umplut ceasul alocat emisiunii. Vă mai așteptăm pe la noi și cu atenție cu doamna, ați văzut cu găurile pe podul de fier. Am înțeles, păi vedeți cum mă monitorizează. Mergem și noi data viitoare. Nu vine cineva cu bagheta și acolo să spună noi. Mi-ar plăcea așa o Mary Poppins să facă magie, dar mai greu. Sau Arabella, știți, cu inelul fermecat. Cine a mai stat cu Arabella a văzut filmul, mai știe, da? Nu mai merge nimeni păcălit acum de Arabella. Cetățeanul nu mai merge, o să vedeți dumneavoastră ce știe cetățeanul să puncteze și să vadă exact. Da. Nu mai nimeni nu mai poate nu să nu mai merge cu minciunele, da. Așa este. Da. Mulțumesc pentru prezență în emisiune. Și eu vă mulțumesc. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea 24 de ore. Nu uitați că în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 17, sunt în fața dumneavoastră cu invitatul meu. Fiți cu ochii pe noi.